Magistrații judecătoriei Zalo vor continua protestele începute săptămâna trecută, nemulțumiți fiind față de modificările aduse legilor justiției. Ei au anunțat că până în 24 martie vor purta banderole albe pe durata ședințelor de judecată. Întruniți în ședință în data de 11 martie, magistrații judecătoriei Zalău au decis în cadrul adunării generale, cu majoritate de voturi, continuarea protestelor inițiate față de adoptarea ordonanțelor de urgență 7 și 12 din 2019, fără avizul Consiliului Superior al Magistraturii și fără consultarea prealabilă a magistraților. Astfel, până în 24 martie, ei vor purta banderole albe pe brațul stâng, pe întreaga perioadă a desfășurării activității, sub rezerva revenirii asupra deciziei în funcție de evoluția situației privind sistemul judiciar. Judecătorii zeloane au protestat și săptămâna trecută prin suspendarea activității de judecată a instanței respectiv a activității cu publicul zilnic între orele 10 și 11.